Bună ziua, sunt Patricia Podoleanu și vă prezint știrile Pro TV. Iată care sunt cele mai importante subiecte. Un tânăr a murit, iar patru au fost răniți în urma unui grav accident produs într-un sat din Edineț. Mașina care se aflau s-a izbit de un gard, apoi a ajuns într-un copac și a fost făcută zob. O judecătorie din Moscova a emis mandat de arest preventiv pe numele lui Vlad Plahotniuc, iar anchetatorii cer ca acesta să fie extradat în Rusia. Procuratura Generală a pornit o cauză penală pentru uzurparea puterii în stat de către fosta guvernare. Democrații au anunțat că vor ataca decizia în judecată. Un tânăr de 21 de ani a murit, iar alți patru au fost răniți în urma unui accident produs în această dimineață în satul Zăvriceni din Edineț. La volanul automobilului se afla un băiat de 24 de ani care, potrivit poliției, a intrat într-o curbă, a pierdut controlul volanului și s-a izbit de gardul unei gospodării, iar apoi de un copac. În mașină erau patru pasageri cu vârste cuprinse între 16 și 21 de ani. Unul dintre ei s-a stins pe loc, iar ceilalți au ajuns la spitalul din raion. La doar două săptămâni după ce a refuzat pornirea urmăririi penale pentru uzurparea puterei în stat de către fosta guvernare, Procuratura Generală s-a răzgândit. Astăzi, noul șef, Dumitru Robu, a cerut investigarea cazului. Decizia este de natură politică. Se apără democrații. De urmărirea penală se va ocupa un grup de procurori, ofițeri de urmărire penală și ofițeri de investigație. Imediat ce a fost făcut anunțul, ministrul de interne a reacționat. Denunțul meu va fi așadar examinat de procuratură. Cei vinovați de această crimă gravă, cea mai gravă dintre toate, trebuie să fie trași la răspundere. Voi lupta până la capăt și voi furniza procuraturii toate informațiile necesare pentru bunul mers al anchetei, a menționat Năstase. În schimb, democrații cred că dosarul are tentă politică. Decizia absolut ilegală a Procuraturii Generale de pornire a unui dosar penal pe pretinsa lovitură de stat se înscrie perfect în acțiunile de hărțuire a reprezentanților democrați și în dorința noii puteri de a lovi în pluralismul politic prin scoaterea în afara legii a PDM. Se arată în comunicatul emis de Partidul Democrat. Democrații mai spun că vor ataca decizia în judecată. Procuratura a luat această hotărâre la doar două săptămâni după ce șeful adjunct al instituției, Igor Popa, a refuzat începerea urmăririi penale, spunând că nu există fapta infracțiunii. Cererea în acest sens a fost depusă pe 20 iunie de Andrei Năstase, care l-a învinuit pe Vlad Plahotniuc de uzurparea puterii în stat. Autoritățile din Moscova au emis mandat de arest preventiv pe numele lui Vlad Plahotniuc. Anchetatorii ruși cred că fostul lider PD s-ar afla în Statele Unite și cer extradarea acestuia. Democrații nu ne-au răspuns la telefon pentru comentarii. Mandatul de arest preventiv pe numele lui Vlad Plahotniuc a fost emis astăzi de o instanță din Moscova. Potrivit agenției de presă TASS, fostul lider democrat este acuzat că ar fi făcut trafic de droguri, dar și pentru că ar fi organizatorul unei grupări care a scos ilegal din Rusia peste 37 de miliarde de ruble în 2013-2014. Avocata lui Plahotniuc respinge acuzațiile. Nu există elemente de crimă în acțiunile imputate lui Plahotniuc. Persecuția sa în Rusia este de natură politică. Pe 29 iulie, Ministerul Rus al Afacerilor Interne a cerut instanței din Moscova să elibereze mandat de arest preventiv în lipsa lui Plahotniuc. Totodată, anchetatorii mai solicită extradarea fostului lider PD. În acest caz, au fost adunate suficiente dovezi care să confirme implicarea lui Plahotniuc în crimele care i-au fost imputate și se solicită extradarea sa în Rusia. În iunie, Vlad Plahotniuc, dar și Constantin Țuțu au fost puși sub acuzație în Rusia, fiind suspectați că au făcut contrabandă cu hașiș, adus din Africa de Nord și transportat prin UE către țările CSI. Anchetatorii ruși susțin că Vlad Plahotniuc s-ar afla în Statele Unite. Democrații nu ne-au răspuns la telefon pentru comentarii. Așa ceva vezi doar în Moldova. Un drum din orășelul Codru, asfaltat în primăvară, a fost acum frezat pentru ca să fie schimbate țevile. Cum plouă aici, e prăpăd. Că nu poți ieși la drum deloc. Pe 30 toani, cât a fost în deal, tot l-a dus de vale, înotăm. Trăim ca în veacul de-apoi. După ultimele ploi, prundișul a fost împrăștiat, așa că în jur găsești doar mizerie. Ce spun autoritățile, vedeți imediat în jurnal. Partidul Uniunea Salvați Basarabia, creat de fostul liberal Valeriu Munteanu, va participa la alegerile locale și parlamentare din toamnă. Ieri, Consiliul Formațiunii a decis că va delega reprezentanți în circumscripțiile uninominale din țară și la primăria Chișinău. Candidații vor fi stabiliți mai târziu.
Consiliul Republican al Uniunii Salvați Basarabia a decis că partidul nu va face niciodată coaliție cu PSRM-ul dacă membrii săi vor ajunge în Parlament sau la cârma primăriilor din țară. USB va avea candidat în toate patru circumscripții în teritorii unde o să reușim și respectiv și pentru municipiul Chișinău o să avem candidat la funcția de primar și respectiv o listă de consilieri în acest sens. Pe 20 octombrie vor avea loc alegeri în toate primăriile din țară, unde localnicii își vor alege edilii. Totodată, în circumscripția de la Nisporeni, în una din regiunea transnistreană, în una din municipiul Chișinău și în alta de la vest de Republica Moldova, se vor desfășura scrutine parlamentare noi. Se întâmplă după ce Vlad Plahotniuc a renunțat la mandatul de deputat, la fel și independentul Viorel Melnic, iar Andrei Năstase și Maia Sandu au ales fotoliile din executiv în detrimentul celor din legislativ. În viitoarele coaliții post-electorale la nivel local, după alegeri, să nu participăm cu partide care sunt împotriva unirii, împotriva integrării europene și respectiv și în primul rând cu Partidul Socialistilor lui Igor Dodon, pentru că asta pentru noi ar însemna să facem coaliție cu Moscova. Fostul liberal Valeriu Munteanu, acum președinte USB, a participat la parlamentarele din februarie pe lista blocului Acum în circumscripția din Orhei, acolo unde a pierdut în favoarea lui Ilan Șor. Munteanu a fost candidatul PL în cursa pentru primăria capitalei din mai 2018, după ce Dorin Chirtoacă și-a dat demisia. Atunci, fostul ministru al mediului acumulase doar 3,6% din voturile orășenilor. După ce anul trecut, prin hotărâre de guvern, ambulatoriile căii ferate au trecut în subordinea Ministerului Sănătății, mai mulți angajați din Ocnița susțin că au rămas fără lucru. Oamenii afirmă că noua conducere ar fi refuzat să-i reangajeze, așa că încearcă să-și facă dreptate în judecată. De partea cealaltă, responsabilii de la minister spun că le-au propus contracte noi cu alte instituții, însă angajații ar fi refuzat. Ne-am întâlnit avocat care să inițieze procedura de conciliere, din păcare să vedem unde activăm, în calitate de ce activăm, de ce nu sunt achitat la 31 mai restanțele pe salarii. Totul a început în luna iunie a anului trecut, după ce instituțiile medicale care aparțineau căii ferate au trecut în subordinea Ministerului Sănătății. Angajații ambulatorului din Ocnița susțin că pe lângă faptul că nu li s-a plătit salariul pe 3 luni până la modificare, după, aceștia ar fi rămas și fără lucru. Nu ni s-a propus, nu n-am fost chemați. Suntem în litigiu, în dată în judecat, ca să respecte drepturile la muncă. Noi am pierdut categoriile mulți când am fost angajați și nu am putut să ne ducem la perfecționare la timp potrivit. Noi pierdem din abilitățile noastre de lucrători medicali. Gheorghe Țurcanu, directorul Spitalului Clinic al Ministerului Sănătății, în subordinea căruia se află ambulatoriul, spune că tuturor angajaților li s-a propus transferul în alte instituții, unii însă au refuzat. Nu-i corect, asta îi bifează. Noi le-am prezentat cereri, am acceptat orice propunere a lor și noi i-am acceptat în componența asta. Ei n-au dorit. 14 oameni influențați în mod direct de doamna fostul medic șef a spitalului din Ocnița. Pentru că sunt în litigiu cu CFM, de un an oamenii merg zilnic la lucru fără a primi însă un ban sau a fi angajați oficial. Noi suntem datori să ne prezentăm la serviciu ca atare, ca să ne plătească salariile. Nu am primit salariul de anul trecut, din 2018, din luna mai. Când dumneavoastră a venit, mi s-a spus așa: eu de voi n-am nevoie, eu n-am ștate, eu nu știu să fac cu voi. Cum este posibil ca acești oameni timp de un an să vină la muncă? Au spus că ei sunt litigiu cu judecat, cu calea ferată. Ei au făcut cheltuieli noastre, ei vineau la lucru, să așezau în cabinet, cheltuiau apa, canalizarea. Noi nu le-am pus careva să plătească. Oamenii s-au trezit pe 1 august cu ușa instituției închisă, astfel că au chemat poliția. Gheorghe Surcanu ne-a spus însă că toți angajații au mers în concediu în luna august, astfel că activitatea a fost stopată până în septembrie. Directorul CFM Iurie Topală nu ne-a răspuns la telefon pentru a comenta situația. Moldovenii de peste hotare trimit de 10 ori mai mulți bani acasă decât valoarea investițiilor străine în țara noastră. În primăvara acestui an, remitențele au atins suma de peste 300 de milioane de dolari, mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut. Cele mai multe transferuri vin din Rusia, Israel și Italia.
În lunile aprilie, mai, iunie 2019, 313,47 de milioane de dolari au intrat în țară prin transferuri bancare sau remiteri de bani. Suma este cu 5,1% mai mică față de aceeași perioadă a lui 2018. Dacă e să eliminăm fluctuațiile cursului de schimb valutar la recalcularea banilor. Cauza? Majorarea transferurilor în euro și scăderea celor în dolari și ruble rusești. Aproape jumătate din banii care ajung în Moldova sunt de la conaționalii noștri din Europa. Puțin peste o cincime din remitențele revin moldovenilor din statele CSI, iar restul de o treime sunt originare din alte țări ale lumii. Dacă e să ne referim la comunitatea europeană, transferurile cu cea mai mare pondere sunt cele din Italia, fiind urmate de cele din Germania, Marea Britanie și Franța. Banii ajunși în Moldova în al doilea trimestru al lui 2019 reprezintă o sumă de 10 ori mai mare decât asistența externă a țării noastre sau decât valoarea investițiilor străine la noi, constată portalul MoldStreet.md. Suma reală a remitențelor însă ar fi mult mai mare. Datele oficiale nu reflectă cifra adevărată, deoarece oamenii nu aduc banii acasă doar prin transferuri, dar aduc banii și prin rudii. Economiștii spun că Moldova nu ar putea supraviețui fără aceste remitențe. De fapt, remitențele au asigurat consumul Republica Moldova, remitențele au asigurat supraviețuirea bugetului de stat. Fără remitențe, noi n-am fi avut consum, fără consum, bugetul de stat era dus de atură. Datele despre evoluția transferurilor de bani din străinătate, efectuate în favoarea persoanelor fizice din Moldova, au fost făcute publice de Banca Națională a Moldovei. Robbie Williams a făcut senzație în ultima zi la Untold. Zeci de mii de petrecăreți au dansat și au fredonat melodiile celebrului artist. O tânără a avut norocul chiar să urce pe scenă alături de interpret. Rămâneți cu noi ca să vedeți momentul ce i-a sensibilizat pe fani. Au asfaltat drumul în primăvară ca peste câteva luni să-l frezeze și să schimbe țevile. Este istoria buclucașa unei străzi din orășelul Codru care s-a transformat într-un șantier. După ploile de zilele trecute, prundișul și nisipul s-au împrăștiat, așa că s-a făcut mare mizerie. Așa au început astăzi lucrările de reparație a străzii Drumul Schinoasei, sau mai bine zis, s-au stat pe loc. Ce faceți? Curățenie, dumneavoastră nu vedeți, curățenie facem. Dacă a plouat, cum să nu se împrăștie? Unele porțiuni de drum s-au transformat într-o adevărată clagă, întrucât ploaia a spălat nisipul și prundișul adus pentru reparația drumului. Astfel că acum muncitorii, în loc să se ocupe de lucrări, adună materialele. Nisipul uscat însă este ridicat în nor de praf de fiecare mașină care trece prin zonă. Cum plouă aici, ai prăpăd. Că nu poți ieși la drum deloc. Pe 30 toane, cât a fost în deal, tot l-a dus de vale, înotăm. Trăim ca în veacul de-apoi. Oamenii spun că lucrările se fac cu viteza melcului, motiv pentru care strada arată într-un asemenea hal de aproape două luni. Veniți să-mi cunoscut. Mă întreabă, ce la voi aici? Potop? O lună, două, iată, abia fac porțiunea asta. De cât timp lucrați la drumul ăsta? Oamenii spun că de peste o lună. Nu cam așa? Ce durează? Dacă răbdă nu-ți face nimic. Tot aici e Sahara de Schinoasa. Nisipul este ridicat de mașinile care circulă în zonă și ajunge în curțile oamenilor sau în magazinele din apropiere. Ne prăfuim, ce să facem? Cu snijelui. Cât credeți că o să mai dureze lucrările? Nu știu. Până la toamnă se termină? Nu cred. Mai mult ca atât, drumul lung cât vezi cu ochii a fost proaspăt asfaltat în primăvară și ciopărțit la începutul verii, pentru că autoritățile s-au apucat să schimbe țevile. La noi așa, întâi se face drumul și pe urmă îl strică și pe urmă rămâne așa pe toată viața. Ca la moldovini. Autoritățile nu au venit deocamdată cu o reacție la acest subiect. Salariu motivant sau angajare oficială? Un sondaj realizat recent în capital arată că atunci când merg să se angajeze, orășenii sunt interesați mai întâi de carnetul de muncă și asigurare medicală. Abia următoarea întrebare este despre salariu. Potrivit studiului, și mai puțin sunt cei care vor să știe despre atmosfera la locul de muncă sau dacă vor fi avansați în viitor. Atunci când aleg un loc de muncă, 85% din respondenți au spus că vor să aibă carnet de muncă și asigurare medicală. Cu numai 3% mai puțin sunt cei care pun pe prim plan salariul. În primul rând, trebuie și oficial să am un cărcică de muncă. Pachetul social este mai important decât poate salariul motivat?
Eu cred că da. Totuși, pentru unii cel mai mult contează salariul. Salariul, normal, salariul. Pentru realitățile curente, de la 500 de euro în sus. Asta minim. Salariul aș alege. 10.000 de lei, asta e minimul, ca să rezistăm, ca să putem trăi cu micuții. Datele sondajului mai arată că pentru 73% din cei intervievați este importantă atmosfera de la locul de muncă. Tot atâția consideră că trebuie să dispună de programe de dezvoltare personală. Cât despre avansare, 63% din respondenți se interesează de acest lucru la angajare. Depinde anturajul în care lucrezi și colectivul. Dacă îți faci atribuțiile, colegii mei puțin contează. Bine, eu sunt mai individualist. Potrivit sondajului, 65% din persoanele chestionate ar pleca în altă țară pentru un salariu mai mare, iar 64% ar face-o pentru o locuință de serviciu. Mai puțini însă ar fi gata să emigreze doar pentru a activa în domeniul dorit. Unii însă afirmă că nu ar pleca niciodată din țară, pentru că nu doresc să-și părăsească familia. Sondajul a fost realizat de Magenta Consulting pe un eșantion de 74 de persoane. Uniformele școlare pot fi în vogă. Designerii autohtoni și-au prezentat colecțiile de toamnă pentru copii și au croit ținute care să fie și pe placul adolescentelor capricioase. În sezonul care urmează se vor purta accesorii colorate și fundițe. Părinții și elevii au tocmai o lună la dispoziție ca să-și ia uniforme școlare. Designerii autohtoni și-au făcut deja tema pentru acasă și și-au prezentat colecțiile de toamnă-iarnă 2019. 7 designeri de acasă ne arată cum trebuie purtate ținutele școlare. Deși culorile clasice, sumbre, nu pot fi evitate, accesoriile sunt cele care fac diferența. Avem cercuri pentru cap, avem bentiții la gât, avem centuri colorate. Adolescentele, greu de mulțumit, ne-au povestit câteva din trucurile lor pentru a ieși din anonimat. Mi-mi place foarte mult să sortez stilul clasic cu stilul sport. Pot să-mi iau un sacou, niște pantaloni clasici, o cămașă și niște ghete albe. Iubesc să port hainele cât mai stilate, să le asortez cu multe chestii, cu accesorii, cu centuțe. Fetele cred că uniforma trebuie privită ca pe o obligație. Cred că trebuie să fim toți într-o uniformă și să fim egali, pentru că toți știm că la școală se întâmplă cele mai multe jigniri față de colegi, cred că toți trebuie să fim egali și uniforma ne unește. A defilat în haine de școală și interpreta Olga Verbițchi, câștigătoarea unui show muzical din România. Olga este acum la universitate. Port și cămași, port și pantaloni, port și fuste, mai mult fuste, rochii, gen sarafane. 150 de copii și adolescenți au purtat hainele designerilor autohtoni. Printre ei, fiica prezentatoarei ProTV Lorena Bogza, Daria, are 5 ani. Cel mai mult îmi place și că fustița mea se învârtie. Cu o piruietă. Așa. Dacă picii adoră elementele din dantelă și rochițele vaporoase... Am venit cu stofe italiene, am venit cu cămășuțe extravagante care sunt dantelate și cel mai important este că sunt naturale și folosim diferite accesorii care să facă efectul wow. Părinții sunt atenți la calitate. Din motiv că uniforma școlară trebuie să fie dintr-un material mai rezistent. Am procurat niște stofe speciale care să reziste până la 150 de spălări. Toate mămicile o să mă înțeleagă. Designerii ne-au spus că au croit în așa fel hainele încât micuții să nu se plictisească. Copilașul prin acest jabou poate fi deosebit pentru că el este detașabil. Mami îl poartă cu ocazie sau fără ocazie, imediat când copilul poate s-a săturat sau poate nu mai vrea astăzi să fie, da, cu un guleraș alb, îl scoate. Și imediat o rochiță poate fi diferită, da? Evenimentul este la a doua ediție. Este organizat și are menirea să promoveze tot ce este produs în Moldova. Hainele pot fi găsite în centrele comerciale din Chișinău. Un deținut din Brazilia a încercat să-i tragă pe sfoară pe gardieni și să evadeze din închisoare. Bărbatul s-a deghizat în femeie și a fost la un pas de libertate.
Ce era mare. Uite-i șculașul. Nighita și facem nadă, po. Hai. Sunt șculașul. Da. Planul însă a eșuat când polițiștii au observat ceva suspect. Cel a dat de gol aflat în câteva minute. Ultima noapte la Untold s-a încheiat cu momente de neuitat. Robbie Williams și David Guetta au încins atmosfera la maxim, iar publicul a explodat. În acest an, peste 350.000 de oameni au fost la festivalul considerat cel mai grandios eveniment de muzică electronică din România. Robbie Williams a făcut spectacol la seară pe scena de la Untold. Fanii au dansat până la epuizare și au cântat cu el cele mai faimoase piese. Totul ne place, de special am venit pentru el azi. Face show. Știi toate versurile? Aproape! E foarte tare, îmi place foarte mult! Petrecăreții care au dansat cel mai bine au primit și tricouri de la artist. Această tânără a avut chiar norocul de a urca pe scenă alături de Robbie Williams. Deosebit a fost și momentul când pe scenă a urcat tatăl artistului, iar cei doi au cântat împreună. Cei care au venit pentru prima dată la festival au rămas încântați și spun că nu vor scăpa următoarele ediții. Mă zic că faci show super, tata mi-a recomandat să vin aici. E prima dată când vin la festivalul ăsta și îmi place, de minuni. În cele 4 zile de festival, peste 350.000 de oameni au venit la Untold. La noi e un, după cum vedeți, e un bas transformat în studio de înregistrări și ne-am distrat. Cea de-a cincea ediție a festivalului Untold s-a încheiat aseară pe ritmul DJ-ilor Martin Garrix și David Guetta. Cum sunt dulciurile fără zahăr? Asta s-au întrebat câțiva curioși care au participat în weekend de la o masterclass de preparare a prăjiturilor care să nu conțină acest produs. Deserturile au fost pregătite de două tinere care au renunțat de mai mulți ani la zahăr, iar acum încearcă să împărtășească experiența lor și cu alții. Ceai matcha, ceai verde. Aici e un mix de semințe și fructe. Aici avem iarbă de grâu. Deși pare un desert simplu, este nevoie de o oră de muncă și multe ingrediente ca să-l pregătești. Ele se fac din orice fel de semințe sau nuci. Trebuie un ingredient de legătură, care poate fi uleiul de cocos, untul de cocos, miere sau curmale înmuiate și date prin blender. Ele vor ține compoziția împreună. Doina este vegană de 3 ani, iar deseori și împărtășește experiența și cu alți oameni. Masterclass-ul a atras o mulțime de curioși. Abordează niște chestii destul de interesante. Noi suntem obișnuiți să știm că dulciurile mereu au zahăr, da? Și acum vedem ceva neobișnuit. Totuși, prăjiturile de acest fel sunt mai costisitoare, recunosc oamenii. Мы сами сахар белый недавно уже не потребляем, с мёд, сухофрукты и фрукты. Определённо дороже, но мы же минимизируем вред, меньше проблем. Aceasta este o bombă vitaminizată, așa cum de fapt au numit-o fetele care au pregătit desertul. Prăjitura foarte mică, fără zahăr, conține de fapt 10 ingrediente. Printre acestea, semințe de chia, ulei de cocos, curmale uscate, dar și ceai matcha. Primii care au gustat din dulciuri au fost, desigur, copiii. Cum e la gust? Simt că bombe. Acolo era multe nuci. L-ai schimbat pe o ciocolată? Da. Iar pentru ca să fie tabloul perfect, fetele au pregătit și un smoothie sănătos. Cel puțin 19 persoane au murit, iar 30 au fost rănite aseară în urma unei explozii produse în capitala Egiptului, Cairo. Deflagrația a fost provocată de un accident în lanț, anunță autoritățile locale. Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili exact cum s-a întâmplat totul.
Explozia s-a produs aseară în apropierea Institutului Național de Oncologie din Cairo. O mașină care conducea pe contrasens s-a ciocnit cu alte trei vehicule, provocând explozia, a anunțat Ministerul de Interne din Egipt. În urma deflagrației, 19 persoane au decedat, iar 30 au fost rănite și transportate la spitalele din apropiere. Din imaginile surprinse de martori, se vede că explozia a distrus o parte a clădirii Institutului de Oncologie, iar câteva edificii din preajmă au fost avariate. Oamenii legii au deschis o anchetă în acest caz. Potrivit datelor Agenției Oficiale de Statistică din Egipt, anul trecut au avut loc circa 8.000 de accidente, soldate cu peste 3.000 de persoane decedate și în jur de 12.000 rănite. 5 kilometri plini de obstacole, atât au avut de parcurs peste 300 de curajoși care și-au încercat puterile la o cursă în noroi desfășurată la Schinoasa. Organizatorii spun că ploaia din weekend a picat la țanc. Vedeți care au fost cele mai dificile probe în câteva minute la sport. Un deținut periculos din Brazilia a încercat să evadeze din închisoare îmbrăcat în femeie. Bărbatul a făcut rost de haine, berucă și ochelari de la fiica sa. Tentativa a eșuat după ce emoțiile l-au dat de gol pe condamnat, care după incident a fost transferat la o pușcărie de maximă securitate. Planul bărbatului a ieșuat în momentul în care s-a apropiat de ieșire. Oamenilor legii li s-a părut ceva suspect, așa că au început să-l verifice. În câteva clipe și-au dat seama că l-au demascat pe unul dintre cei mai periculoși deținuți ai penitenciarului. Bărbatul și-a dat jos peruca, masca și ochelarii pe care le-a obținut de la fiica sa care a venit în vizită. Totul s-a întâmplat într-o închisoare din Rio de Janeiro. După tentativa eșuată de evadare, el a fost transferat la un penitenciar de maximă securitate. Acum fiica lui s-ar putea alege cu o pedeapsă, fiind cercetată pentru complicitate. Spălătoria auto cu livrare. Un tânăr din capitală le vine în ajutor șoferilor care nu au timp să-și spele mașinile. Angajații să-i merg acasă sau la locul de muncă al clienților, luând cu ei tot echipamentul necesar. Serviciile sunt disponibile pentru conducătorii auto din întreaga țară. Băieții și-au coșul cu detergenți, aspiratorul și merg oriunde se află mașina clientului. Șoferii achită 30 de lei în plus pentru transportul acestor angajați. Cine sunt persoanele care vă sună de obicei? Domnii care lucrează la oficii și nu au timp de spălătorii. Mamele cu copii și lasă mașinile între timp cât stau în mall, ei spală noi mașinile. Ideea afacerii este a unui tânăr de 24 de ani, absolvent al Facultății de Business și Administrare de la ASEM. Stăteam în rând la spălătorie și m-am gândit cum pot să elimin, adică perioada asta de stat în rând, pierdere de timp cât mergem la spălătorie. 30 de minute durează curățarea în exterior, iar interiorul alte 45 de minute. Prețurile nu diferă de spălătoriile obișnuite. Am lucrat și la spălătorie cu apă și este mai dificil, de obicei cu picioarele unde plec acasă. Mașina spală în mod următor. Se dă cu soluții pe mașină, care face un strat între carcase mașinii și noroi. Și noroiul capsulează, ceea ce nu permite zgrierea mașinii. În soluțiile de curățare se găsește ceară pentru un efect de antiploaie. Se folosesc două tipuri de detergenți. Acest lichid este pentru carcasă, iar acesta pentru geamuri și faruri. Produsele sunt importate din Rusia. Iar procesul de curățare este diferit de cel de la spălătoriile obișnuite. Noi le împărțim în 8 părți, dacă observați.
fiecare fibra are rolul ei, ca maxim murdărie care o spăl poți să o folosesc numai la discuri, pentru că nu produci și zgârieturi. Următoarea fibră când folosesc pe mașină, am doi partea opusă, care este curată, și spăl deja până o murdăresc pe asta. Pe timp de iară, de obicei, spălăm în garaj, ne străduim să facem acest lucru sau afară, dar când nu ninge. Serviciul este disponibil de mai mult timp în Chișinău. Pentru conducătorii din afara capitalei, transportul angajaților costă mai mult. Are peste 2000 de ani și este atracția unui oraș din Muntenegru. Este vorba despre cel mai bătrân măslin din Europa, care după 2 milenii încă rodește. Impresionantul arbore aparține unei companii producătoare de ulei din regiune. Acum 3 ani, când prințul Charles al Marii Britanii a vizitat Muntenegru, a primit în dar o sticlă de ulei de măsline din roada acestui copac. Roy sârmă din pată și bariere. Peste 300 de persoane au participat ieri la o cursă în noroi organizată la Schinoasa. Unii s-au îmbrăcat în costume haioase ca să treacă traseul plin de obstacole. Cei 300 de participanți, femei și bărbați, s-au aranjat la linia de start și, odată ce au auzit fluierul, au început să alerge prin traseul plin cu obstacole. Probele au fost destul de dificile, așa că nu toți au putut face față barierelor aranjate de-a lungul cursei. Primii la finish au ajuns cei care au mai participat în astfel de competiții. Fericit finish! Noi primul eu pozdravleam vas! 5 km cu obstacole, cu noroi, cu multă adrenalină în 27 de minute! Всего 27 минут понадобилось этому прекрасному человеку, чтобы пройти 5 км. A fost interesant și plăcut să particip pentru a doua oară la această competiție. A fost pregătit la maxim și asta a fost frumos. Fain, mi-a plăcut. Am avut de transpirat. Deja am participat anul trecut și unde obstacole deja le cunoșteam. Unul din cele mai grele obstacole a fost la finalul cursei. Groapa plină cu apă le-a dat bătăi de cap sportivilor. Unii s-au scăldat în ea de parcă ar fi fost într-un lac. Câțiva participanți și-au ales uniforme puțin spus haioase. Отлично, отлично настрой, замечательный. Нет, не справимся. Мы команда, будем помогать друг другу и всё у нас получится. Несколько вчера собрали команду, ночью пошили юбки, сейчас выступаем. Мы ещё будем в пятёрке, посмотрите. Спортсмены, это развлечение, это такое хобби, это приятное времяпрепровождение, это испытание себя. Организаторы spun că ploaia le-a ușurat sarcina. Если в прошлом году было очень жарко, и в прошлом году мы поливали трассу специально, чтобы образовалась грязь, но, конечно, это удалось сделать только на некоторых участках. В этом году нам помогло, просто идеально. Мы как раз построили все до дождя, пошел дождь. Primii participanți care au ajuns la finish s-au ales cu medalii, dar și alte premii. Cursa cu noroi din Moldova, aflată la cea de-a doua ediție, a avut loc pe traseul Moto de la Schinoasa. După demisia lui Alexandru Spiridon, noul selecționer interimar speră să aducă Moldovei locul 4 în grupă în campionatul european. Semion Altman susține că nu are suficient timp pentru a arăta un rezultat mai bun. Între timp, și-a adus încă 2 antrenori în ajutor pentru a pregăti tricolorii de următoarele meciuri. Целевая программа, я вам сказал, создать коллектив, который может занять 4-е место в группе. Стоит задача из всего того, что, если быть реалистами, что мы имеем, попытаться обойти команды Андорры и Албании. Altman a menționat în cadrul conferinței că va conduce echipa cel puțin până la finalul preliminariilor, dar nu este sigur dacă va accepta să fie selecționer și după încheierea termenului. Pentru a obține un rezultat mai bun, selecționerul deja a început să formeze noul staff al echipei de antrenori. Trenerski staff, помогать мне будет тренер Скрипник, который хорошо известен. Это мой бессменный помощник на протяжении долгих лет.
долгих лет моей работы. Тренером с вратарями будет работать мой сын. În vârstă de 73 de ani, Семьон Алтман are o mare experiență în domeniul fotbalului. În perioada 1964-1975 a fost portar la mai multe cluburi, inclusiv la Zvezda Tiraspol. În 1982 a început cariera de antrenor. A făcut parte din staful tehnic al selecționatei Ucrainei, când țara a ajuns în sferturile de finală ale campionatului mondial din 2006. Cu Zimbru Chișinău a devenit dublu campion național, deținător al Cupei Moldovei și a promovat în turul 3 preliminar a Ligii Campionilor UEFA. Pe 7 septembrie, Altman va disputa primul său meci în calitate de antrenor al selecționatei Moldovei. Naționala noastră va juca în deplasare cu reprezentativa Islandei. Zimbru Chișinău a suferit o nouă înfrângere. Galben-verzi au fost umiliți de rivalii de la Sheriff Tiraspol, care au ieșit de pe teren cu 3 goluri înscrise și niciunul încasat. Într-un alt meci din cea de-a 16-a etapă a Diviziei Naționale, Sfântul Gheorghe a învins formația Speranța Nisporeni. Prima repriză din El Clasico de Moldova a fost liniștită. Sheriff și Zimbru și-au creat puține ocazii de a înscrie, astfel în pauză au ieșit la egalitate, scor 0-0. Pericolul pentru formația din Chișinău a început în cea de-a doua parte. Într-un interval de doar 11 minute, lidera clasamentului Diviziei Naționale a marcat de 3 ori în poarta galben-verzilor. Autorii golurilor au fost Tambe, care au reușit o dublă, și Ribeiro. Pătruderea lui e Belo Usov pe lângă Arhirie, minge toarsă în spate și gol! Tambe reușește dubla. În minutul 72 am pierdut, mai avem mult de muncă, durează, avem nevoie de timp să construim, să ducem la un bun sfârșit ceea ce a început Sorin Colceag. În urma eșecului de aseară, Zimbru Chișinău rămâne în continuare pe penultimul loc cu doar 6 puncte, iar Sheriff conduce clasamentul Diviziei Naționale cu 42 de puncte. Parte de ghinioană au avut și Speranța Nisporeni, care a fost învinsă de Sfântul Gheorghe cu scorul de 2-1. Pentru alb-albaștri a marcat Efros, iar pentru gruparea din Suruceni, Cemârtan a reușit o dublă. De controlat, din nou un balon, iată aici, gol pentru Speranța! Marchează capitanul Ștefan Efros, este 2-1 în prelungirile acestei confruntări. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile, eu vă spun la revedere și vă doresc o seară frumoasă!